Înregistrăm. Alexandru da. Mielnic, cu documente de la dosar. Bună ziua! Aș vrea să mă implic și eu puțin în viața de toate zilele, în situația în care noi suntem. Vreau să vorbesc o picătură despre o picătură din mizeria în care noi am trăit 30 de ani și trăim și acum. Din marea așa mizerie care e permanent aici cu noi. Vreau să încep de la faptul acordului semnat de Moldova cu Federația Rusă, dat fiind faptul că atunci era pandemie și eu nu puteam să mă expun. Acum vreau acordul să... Acordul despre credit. Aha. Acordul despre creditul rusesc. Aha. A fost o forfătă nemaipomenită, așa, 101 deputați. Zile întregi, luni întregi discutau despre acordul ăsta. Mass media, președinția, guvernul, toți erau întrenați în chestia acordului cu Federația Rusă. Dar care e pricina? Care a fost miezul? Miezul a fost unul simplu, fiindcă asta a fost sau un moft al lui Dodon și Chicu, sau incompetența lor, sau poate șmicheria lor care au făcut-o ei împreună mult timp și mulți ani în țara noastră, despre care o să vorbesc mai puțin, mai jos o leacă. Atunci, cât noi ne-am uitat, cât am privit, nu a fost nici o persoană care să fie contra acordului. Dar s-a oprit tot în chestia aceea că nu era făcut corect. Acești oameni, ori intenționat, ori ceva, n-au făcut un document să fie corect. Dacă în Curtea Constituțională a lucrat 10 ore în ședință, Curtea Constituțională, 10 ore au sudat acolo oamenii și juriștii și ministrul justiției și au fost scrise 36 de pagini pe chestia asta, tot numai dintr-un singur lucru încă o dată, că asta a fost mai un moft sau incompetența celor două persoane. Poate nu era un moft, nu au avut ăștia curaj să negocieze. Rușii le-au propus acordul și l-au acceptat oricum, chiar dacă erau capcane în textul acordului. Mai scurt, așa cum s-a făcut totdeauna. Bolea Vasile acolo, tot s-a purtat obraznic, m-am uitat la ședința Curții Constituționale și când l-au întrebat, domnule Bolea, dar acordul ăsta, contractul ăsta, el este internațional? El spune că da. Dacă este internațional, se întocmește conform legei 595 și punctum. El iar întoarce acolo că el s-a condus de alte lege, Ticu și iarăși s-a condus de alte lege și principalul că și ministrul justiției spune că s-a condus de alte lege. Înseamnă că ministrul justiției a promovat injustiția la Curtea Constituțională. Ministrul justiției a promovat injustiția în ședința Curții Constituționale, pentru că el putea fi demis dacă aș fost oameni de treabă în jurul lui care... Ei, dar până la urmă, cum zici, mă, s-au făcut dreptate, n-am obținut banii, dar nici măcar nu ne-am înjugat la o datorie periculoasă. Dar de ce am atras atenție la acordul ăsta? Fiindcă eu personal am fost în un proces de judecată cu furtul hotelului Chișinău. 5 ani am fost prejudicată și n-am dobândit nimic. Dacă v-ați uita, dacă cineva ar citi dosarul ăla a hotelului Chișinău, care sunt 10 volume, câte 400 foi fiecare, poți să deduci că asta a fost nu altceva decât o dispută într-o casă de nebuni. Așa documente, așa hârtie, așa gânduri avocaților și a reprezentanții statului sunt acolo. Și mătai erai parte în dosarul acela că aveai acțiuni. Eu am fost parte a dosarului, că eu am cumpărat acțiuni, gândindu-mă că la bătrânețe am
100 de lei pe lună măcar de la hotelul Chișinău și am rămas fără o căpică, fără nică. Dar nu e procesul s-a terminat? Nu este. Procesul l-am dat la CEDO, de-am de vreo 6 ani șede la CEDO. Dar instanțele interne s-au consumat. Da, aici s-a consumat. Ce-a decis? Cum a venit Poale Lungi în țara noastră, cum a fost numit el acolo la Curtea Supremă de Justiție, cum a pus capac la chestia asta și a dat câștig de cauză hoților. Am înțeles. A dat câștig de cauză hoților. Acum, de ce... Dacă s-a întâmplat de fapt, a pus gheara cineva pe acțiunile pe care le dețineai, dumneata și alții, da? Sau cum da. S-a întâmplat? Eu acum da, vă povestesc cum a fost chestia asta. În vremea privatizării totale, la începutul anilor 90, da, acolei, apoi se privatiza toate aproape deficiile, clădirile și s-a făcut și comisie de concurs care gestiona mersul privatizării, lua seama cum se îndeplinesc contractele. Da, da, da. Era chiar ministerul privatizării. S-au scris multe contracte. Acum vă spun că toate contractele care la privatizare, un punct spunea că cel care a privatizat nu are dreptul nici să vândă, nici să înstrăineze în alt fel, nici să gajeze. El cum, dacă e proprietatea lui privată? Nu, nu, nu. Poate să dispună de ea oricum? Nu. El nu putea să facă lucrul ăsta până nu îndeplinește condițiile contractului. Am înțeles. Dar contractul totdeauna era că el plătea, lua aproape cu un preț mic, aproape pe degeaba, și se angaja să investească acolo mult, mult, mult. La hotelul Chișinău s-au angajat să investească 200 de milioane de dolari. Dar s-a vândut cu 3 milioane jumate de lei. S-a dat pe degeaba, complet. Și aproape, dar mai departe, făcând cunoștință și cu alte dosare, aproape toate contractele astea nu se îndeplineau. Înseamnă că ei nu aveau dreptul să vândă. Peste un timp oarecare, acela care a privatizat a vândut la Art Vin. Art Vin a vândut-o la Tower Group. Tower Group a vândut la grup Fest Hotel, așa. Adică de 4 ori s-a vândut tot nelegitim. Lucrul ăsta trebuia să-l ia în seamă comisia de concurs, să intervină, să oprească, să rezilieze contractul și așa mai departe. Președintea comisiei de concurs era domnul Dodon. Și Igor Dodon, da, care e mult președinte? Da, care acum e președinte, da. Și el nu a făcut, n-a gestionat nimica. Și noi nici n-am știut, acum, trecând anii, am găsit că în comisia aceea de concurs era și Chicu. Adică ei aveau practica asta de mult, de a șmecheri, de a face ceva... Dar în ce perioadă se întâmpla asta? În ce ani? În anii 2010. Ah, dar până foarte de mult, da, dar da, 10 da. Ani, când da. Era, ce era? Comuniștii plecau de la putere nu, și veniți alianța nu, pentru nu, integrare nu, europeană, nu? Nu? Nu cunosc și erau, dar ei erau. Dar fapt este... Deci Dodon Chicu știe da. De 10 ani. Nu, poate și de mult. Ei am înțeles că dacă nu s-au învățat împreună, că Maia Sandu spune că toți s-au învățat împreună cu Chicu și îi scrie lui acolo, l-a ajutat să învețe mai bine. Am înțeles. Da. Ei cam toți sunt tot de-o seamă acolo.